Rusia revine la acordul privind transportul grânelor ucrainene. Decizia a fost luată în urma presiunii impuse de Turcia, care oricum anunțase că nu va ține cont de renunțarea la acord a Moscovei. În urma unei discuții dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc, Recep Erdogan, Rusia a fost de acord cu reluarea plecărilor navale cu grâne din porturile ucrainene, însă a impus condiția ca grânele să fie livrate în țările africane, nu în cele occidentale. După discuția pe care am purtat-o ieri cu Putin, ministrul rus al apărării Shoigu l-a sunat pe ministrul nostru național al apărării, Hulusi Akar, și a spus că transporturile de cereale vor continua așa cum s-a convenit anterior, începând cu ora 12 PM astăzi, a anunțat președintele turc Recep Erdogan. Imaginile colectate din satelit arată prezența a 3 nave comerciale chiar la ieșirile din porturile ucrainene. Rusia își suspendase participarea la acord pe parcursul weekendului în urma unui atac cu drone. Cu toate acestea, Turcia a anunțat că nu va ține cont de decizia Moscovei, motiv pentru care, în fapt, navele cu grâne au continuat să plece din porturile ucrainene. Pe fondul înfrângerilor suferite în Ucraina, Rusia a fost tot mai deschisă propunerilor Turciei. De altfel, Moscova și Ankara se află în fazele finale ale unui acord care va transforma Turcia într-un hub energetic pentru gazele rusești care se vor duce către Europa Occidentală.